Bună dimineața! Oh, mai vreau să mai dorm. Camera mea și a Sarei este la mansardă. N-am început niciodată niciun vlog din dormitor. Am zis să pun camera aici de seara și să o iau dimineața direct. Ce vreme faină afară. Sara s-a trezit deja de vreun sfert de oră. Am zis să mă mai lălăi și eu un pic în pat. Hai să vă arăt ce view avem noi de aici din camera noastră. Bună dimineața, iubire. Dimineața. Hai că te-ai trezit de mai demult, te-ai aranjat. Facem mic dejun pe terasă astăzi. E frig. E frig, da. Mamă, dar e o vreme atât de faină afară. Mamă, dar ce dubios e fără oameni pe stradă. Foarte dubios. Iubire, hai că mă duc să mă spăl și facem o cafea. Noi nu suntem foarte morning person, nici unul dintre noi. Doar că ținem foarte mult la micul dejun. Am să vă arătăm rutina noastră de dimineață. Seara m-a dus să iau un lapte să fac un cafea. Dacă nu beau cafea prima dată, nu o să pot să mă trezesc. Da, vin imediat. Bună dimineața! Astăzi vă voi arăta ce omletă îmi place mie să fac foarte mult. Cum v-am spus, pentru noi este foarte important micul dejun. Și micul dejun pe care îl avem așa în tihnă. Știi, muncesc un pic până îl pregătesc. După care stăm toți la masă. Hai că am luat lapte. Știți că eu nu am băut cafea până la 30 de ani. Deloc n-am băut cafea. Dar încep să simt nevoia de dimineață. Cine s-a trezit? Da. Cine s-a trezit? Facem cafea, ne auzit vorbind despre cafea. Hai să facem cafea. Hai, cum faci tu? Cum facem noi cafeaua dimineața, tati? Dar cum o facem? Tragi scaunul. Îi place foarte mult laptele ăsta. Adevărul e că laptele napolact face foarte multă spumă. Face spuma bună la cafea. Deci în fiecare dimineață când eu fac cafea, am să trebuie să vină să mă ajute el. Hai să le arătăm oamenilor. Pe care buton apeși tu ca să facem cafea? Așa, și pe mai care? Pe ăsta. Pe ăsta? Perfect. Bună dimineața, nici nu v-am zis bună dimineața. Videoul ăsta este un răspuns la provocarea făcută de Adrian Pov. Când mai facem o colaborare cu familia Mateș? Ei bine, în video ăsta o să facem o colaborare la distanță și o să-i provoc și pe ei. Adi ne-a provocat să vă arătăm cum este o dimineață din viața noastră când începem școala, da? Care școală? Care școală? Că nu mai va fi școală pentru cel puțin o lună de zile. Bravo! Pentru că ne este foarte dor de Adi și de Ela și de Eva, o să considerăm acest video un fel de provocare și să vă arătăm cum este și dimineața noastră, numai că nu la școală, ci în carantină. Maro! Este maro? Da, este maro! Nu este fumă. Ce? Da, apul. E bun? E bun, tati, da! Nu, iară! Adevărul că asta e rutina noastră în dimineață, în care Amza face cafele peste cafele și tati le bea. Fac o omletă cu brânzica asta care îți place și ție. Amza? Da. Iaurtul tău preferat? Îi place. Îi place că i-am dat și eu. Familia Pov! Mi este foarte dor de voi. Avem niște promisiuni pe care ni le-am făcut vis-a-vis de copii și anume să facem schimb de copii când ne vom întâlni. Serios, în foarte multe dimineți câteodată aș face schimb de copii cu voi. Știi? Adică noi v-am dat 3 și voi să ne dați 1. Da, copetiță cred că... cu minte. Exact. Și Eva care este foarte cu minte. Asta e, ia uite, vezi mă, face spuma adevărată. Iubi, te jur la ceva? Haideți să vă arăt cum arată la noi o dimineață de weekend. Melissa se trezește la cel puțin 3 ore după noi. Adică dacă am lăsat-o, dar noi o trezim. La cafea! Anza, te ia aia să pe cafea, mă. Cafea-i cafea. Nu mai face cafea, tati. O trezim pe Melissa. O trezim pe Mel. Miază. Hai să vă prezint floarea noastră, ia uite. Arată bine, nu? Și asta, hai mă, cum să-și revină. Am ținut-o într-o zonă în care știam sigur că va muri la un moment dat. Lucru care s-a și întâmplat, dar acum am scos-o din nou la lumină. Și sperăm ca această dovadă că încă există viață în floare să dea rod. Melissa, te așteptăm la mic dejun. Da? Bine? Hai să o trezim pe ea, Scarlett, încerc. Ia, hai la mami, bravo.
Da. Cu dimineță liniștită. Te așteptăm la micul dejun, da? Nu, lasă, Scarlet, lasă-mă, băi, mai lasă-o un pic, mă. Ce-mi place dimineața asta așa, liniștită. Băi, oameni, bă, știi ce e tare până la urmă cu toată treaba asta nasoală cu coronavirusul? Este că parcă suntem mai tihniți, suntem mai acasă, suntem... Parcă lumea a dat puțin accelerația mai încet și suntem mai puțin mai normal cumva, eu așa cred. Și vă recomandăm și vouă să stați cât de mult acasă. Da, să fim și ascultători de ce se recomandă. E important să avem un sistem imunitar puternic, cum am zis și în celălalt video. Consumați produse lactate, foarte bune. Tata, hai să vorbim despre iaurtul cremos de-al nostru de la Napolac. Vreau cea cu 10, grăsimea 10. Vrei cu grăsimea 10? Mai grasă. Bine, tati. Ne place foarte mult iaurtul ăsta. Descrie-l tu, Scarlet, te rog frumos, pentru că atâta mi l-ai mai lăudat. Este cremos, de adevăratele? Știi, îmi place ceva ce scrie pe el. Îmi place la nebunie. Scrie nou, nu grecesc. Adică nu iaurt grecesc, e iaurt cremos de-al nostru. E de-a nostru și îmi place, Adi, îmi place de tine cum zici că e de-a nostru. Avem iaurtul ăsta de la Napolac, iaurt cremos de-al nostru. E mai mult de-a nostru pentru că noi suntem mai din Transilvania. Dar e și de-al vostru, vă lăsăm și pe voi să ziceți că e de-al vostru. Mă uit pe stradă și văd că nu este absolut niciun om. Wow, ce vremuri trăim. Cred video ăsta o să rămână ca amintire în playlist-ul ăla de coronavirus. Pișcă ceapa. Pișcă puțin, da. Hai să vă arăt. Dar o stingi cu iaurt. În omletă pun un pic de unt. Din ăsta mai gras puțin, îmi place mult. Prăjesc mușchiulețul. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Hai, eu vreau mulțumesc. Bună dimineața! Bine, fete-i sculată! Ce bine! Cum ai dormit? Îți place să-ți petreci carantina cu noi? Băi, nu știu de ce, dar plângesc acasă. Mai ales bătrânii vor trage întotdeauna la căciuța lor. Noi te-am luat să avem grijă aici, da, de tine, să ne asigurăm că nu ți se întâmplă nimic. Până la urmă, virusul ăsta afectează cel mai mult bătrânii și trebuie să avem grijă de ei. Doamne, n-aș fi putut să știu că și ai închis în casă, Lincoln. Chiar n-aș fi. Am dus obligat forțat, am adus-o la noi, am zis bunica, stai aici cât timp se întâmplă toate treburile astea. Fac două, pune aici. Vrei să fie mai aproape de tine? Da. Du-te pe lume. Cum e, mă, Scarlet, treaba cu virusul ăsta? Nu te afectează. Facem lecții online. Văd atitudini foarte felurite în jurul nostru vis-a-vis de coronavirus. Și mă gândeam care ar trebui să fie atitudinea noastră vis-a-vis de situația prin care trecem toți. Cred că cel mai important lucru este să nu ne fie frică, dar în același timp să nu fim nici inconștienți sau ignoranți. Știi? Să păstrăm un echilibru. Suflăm în iaurt. Eu așa o văd chestia asta, gen să suflăm în iaurt. Știi? Ai suflat vreodată în iaurt? Da. Știți de la ce vine vorba aia cu să suflăm în iaurt? Cred că de la asta vine. Adică să nu riscăm să pățim ceva, o să stăm în casă, o să ne izolăm, o să facem ce o să facem. Bun. Cremos. Vreau că e mai cremos, mai rece, mai... Fai. Wow, ce bine arată. Wow. Hai la masă, bunii. Hai să stăm tot jos. Acolo stai, e scump, da. Lasă-te bunii acolo. Aseară nu găseam lapte pentru băiat. Păi a trebuit să cumpăr acum de dimineață. Cum e, Amza? Iaurțel. Vrei iaurțel? Da. Care-i preferatul tău? Albastru. Albastru-i preferatul tău, wow. Melissa, al tău care e? Tot albastru. Dar ce e? Albastru ce e? Are 4% grăsime. Roșu are 10% grăsime. Mie îmi place roșu. Și mie. Da, ăsta mai gras. Băi, nu știu, băi, avem deci... o slăbiciune toți pentru ăsta gras, dar... Să... Bunica, ție cum îți place? Mai gras sau mai slab? Tu cum îți alegi iaurtul? Eu
de plăcut. Cel mai gras e mai plăcut la gust. Da. Dar pentru sănătate e cel mai slab bun. Păi da, da, pentru tine. Pentru dar mine. Pentru mine, de exemplu, care fac activități fizice și am o viață activă. Cred că o să mă apuc să fac sală aici acasă, Sara. E ocazie, mă, dacă tot suntem prinși în casă, ne apucăm de sală? Să vă pun la asemenea promisiuni? Ia, da, preferatul tău. Yeah. Produsele Napolact chiar ne-au plăcut. Și acum cu iaurtul ăsta este maxim. Hai să vedeți ce îi mai pun eu lui Amza în iaurțel. Ce punem? Hai, vezi că știi tu ce punem. Punem miere. Punem hai să vezi, punem miere. Dacă punem miere și un pic de nucă, bunii, aproape facem cheesecake. Un nucă. Ce zici? Nucă. Mai punem Amza? Ce? Sau iaurțel, caju, hai să punem și un pic de caju. Amăța. Da, și ăla. Da. Să punem afine. Mama, abia aștept să mergem după afine. Cu afine, bunica. Perfect. Auzi, dar eu nu mă filmez, vă filmez pe voi cum mâncați. Și mă uit la voi și îmi face gura apă. Amza, ia da, bun iaurțelul. Ce? E bun iaurțelul. Da. Pardon. Mi-a și râgâi? Ești fericită că nu mai ai intoleranță la lactoză și poți să bei și să mănânci multe lactate. Da. Sara, iau și eu o bucățică de la tine, că Scarlett a luat de la mine, eu iau un pic de la tine, tu ia de la Amza. Exact. Mustața, da. Merge. La cameră. Nu pup la cameră cu mustața. Paul, da. Vreau să te apuc la cameră. Nu! Nu așa? Până apăla. Nu dai pup așa. Cu iaurt cremos de al nostru vrei să murdărești camera? Da. Da? Da. Care e iaurtul cremos? Napolact. Îți place Napolact? Da. Care e Napolact? Ăsta. Da, dai un like. Felicitări Napolact, ați reușit să faceți iaurtul nostru preferat! Napolact! Familie, vă îndemnăm perioada asta să recuperăm toate zilele în care nu am stat în jurul familiei și nu am stat așa liniștiți și dacă tot trebuie să stăm în casă, măcar perioada asta să o folosim, uite, în scopul ăsta în care să fim mai uniți, să stăm mai în tihnă, să ne apropiem de copiii noștri, de bunicii noștri, de soțiile noastre. Da. Noi întotdeauna ținem la treaba asta, ținem la dejun și încercăm să luăm fiecare dată împreună. Ne luăm un timp special pentru asta, îmi face urzica el, fă-mi urzica. Ne luăm un timp special pentru asta și încercăm să nu ne grăbim, să fim pe fugă. Am luat micul dejun și după aia începe haosul. Dar până atunci totul e relaxat. Exact, mai bine ne trezim puțin mai devreme și avem momentul ăla de relaxare, știi? Momentul ăla de pregătit micul dejun, de stare, de povestit, de luat în tihnă. Ia, dragă, ia. Atâta energie are copilul ăsta. Deci atâta energie. A, stai să vă zicem. Ce? Că mai înainte de Amza, toate micurile dejun erau în tihnă. Aveam două fetițe cu minți care mâncau frumos la masă, care mâncau fetițe! Tot. Și a venit personajul ăsta, Amza. 5. 6. Ai învățat să nu. Suntem care, suntem 6, da, la care masă. Care ne distorsionează puțin relaxarea, care da? Care ne mai deștept. Exact. Acasă. Așa. Pau, sunt asta. Exact. El a zis tot. Bravo. Dar asta înseamnă familia mate și împreună cu el, cu haosul ăsta micuț care. Melissa. La face curent. Ce, lampa face curent? Da. Okay. Ritualul de dimineață a venit acum, mai recent, în ultimii ani și ne dăm seama că e foarte, un obicei foarte bun. Să-ți începi ziua împreună, să-ți începi ziua cu Dumnezeu, ai timp să reflectezi puțin asupra zilei, să stai liniștit frumos la masă. Urmează strânsul mesei. Ăsta îl fac fetele. Hai să zicem, în general, strângem toți masa, toți cinci, sau fetele. Ce? Tu speli vasele? Da. Băi, da, îți place. Iaurt cremos de-a nostru. Pune cu săpură. Bunica, stai și tu în jos un pic cu noi, că acum e momentul nostru. Hai că acum e momentul nostru, noi pregătim micul dejun și fetele strâng. Da, dar o să fac apă acolo, am zis de nu să știi după aia. Ia să mă uit la aia. Ce faci, mă, hărnicuțule, mă? Ah, și acum, timpul nostru puțin, planificăm puțin ce facem astăzi și stăm frumos la cafea.
gata, a venit timpul să ne planificăm ziua și parte din planificare este că o să dăm leapșa mai departe înapoi familiei Pov și ne gândim că v-am provocat să faceți și voi un mic dejun, dar de data asta mai creativ, pentru că uite ce vremuri trăim și să facem ceva mai interesant. Ia să vedem oare familia Pov ce ar putea să facă. Și rămâneți pe Instagram, că și acolo vom posta niște chestii foarte cremoase. Acesta a fost vlogul de azi, nu uita să te abonezi, să lași un like și ne vedem foarte curând. Pa, pa!